Pot să vă vorbesc din punct de vedere al unui părinte și al lui un om care își dorește un învățământ performant pentru România noastră reală, da, adaptată zilelor noastre. Foarte de acord. Și atunci eu vă spun următorul lucru. Cred că conceptul trebuie schimbat în totalitate. Adică avem copii care trebuie educați. Nu avem niște cadre didactice cărora trebuie să le dăm norme de lucru. Bun, da? Asta. De la asta trebuie să plecăm. Și eu mă uit în general cam ce s-a întâmplat în lume. De multe ori iau dincolo, din afara Uniunii Europene, drept exemplu Coreea de Sud. Au făcut o educație pentru copii, în așa fel încât să existe după 8 clase o intervenție sau o recomandare a statului, a ministerului de resort, prin care să zică să-ți dirigeze copilul către un real sau către uman, având în vedere parcursul copilului de până la clasa a 8-a, cum ar fi la noi. Cam asta ar trebui să facem și noi și facem în felul ăsta. Reforma, după părerea mea, în mare ce am văzut, dar noi dacă o să ne potinim doar în discuții de genul când e vacanța de Paște sau nu e asta, vacanța adică de Paște. Mi s-a părut, pentru că ați văzut atât de multe lucruri de pus la punct în educație încât încep cu vacanța de Paște sau anulez. Haideți să vă spun. Și am avut, de exemplu, nici nu trebuie să facem mari artificii în ceea ce privește legea educației, pentru că noi avem o experiență în această lege lăsată de Spiru Haret, care a făcut în 11 ani o lege pe care o avem, am avut-o până în 90 și am stricat-o după 90. Da, să băgăm foarte avem, da, pentru că fiecare ministru care a venit la educație a încercat să facă propria reformă. I-a reușit sau nu i-a reușit, vedem astăzi ce se întâmplă și după părerea mea, nu i-a reușit, pentru că școala noastră românească este total defazată față de ceea ce cere la ora actuală realitatea în România. Iar prin legea pe care încercăm să o facem, pe care o să o facem acum, bineînțeles, urmarea dezbaterilor noastre și urmarea consultărilor care au fost în această perioadă din august, iulie-august, în permanență, atât la nivel public, cât și în cadrul ministerului cu specialiști și așa mai departe, plus părinți. Apropo, aș vrea să văd mai mult vocea părinților în această perioadă pe care nu o văd și este foarte greșit.